Peste 100.000 de femei suferă de picior reumatoid. Boala este confundată deseori cu monturile. Care este diferența dintre cele două afecțiuni și ce complicații apar în aceste cazuri? Ne spune medicul Marius Uscatu, chirurg ortoped, având competențe în chirurgia gleznei și piciorului. Bună dimineața și bine ați revenit la Digi Matinal. Așadar, ce este mai exact piciorul reumatoid? Este vorba despre distrugerea antepiciorului, zona din spatele degetelor, tipică poliartrită reumatoide. Poliartrită reumatoide este o afecțiune de tip autoimun, în care imunitatea corpului este mai crescută decât ar fi normal, ceea ce duce la distrugerea propriilor structuri, adică a articulațiilor, tendoanelor și tuturor componentelor articulațiilor. Iar piciorul reumatoid seamănă foarte mult cu monturile, numai că prezintă această tipică distrugere a articulațiilor. Și cum arată deformările în acest caz? Arată similar cu un picior foarte deformat de monturi, cu degetele luxate, încălecate. În final, un tablou destul de disgrațios din punct de vedere estetic, dar e vorba de un picior foarte dureros, pentru că poliartrita afectează cu precădere această zonă. Și cu precădere femeile. De ce? E greu de spus. E adevărat că peste 75-80% dintre pacienții cu poliartrită sunt femei. E greu de spus. Nu există o componentă hormonală. Nu sunt cunoscute încă diferențele, da. Și care este tratamentul în cazul acestei afecțiuni? Tratamentul seamănă cu tratamentul monturilor, cu deosebirea că prognosticul este mai puțin favorabil, tocmai datorită distrugerii. Eu personal încerc o chirurgie la graniță, o chirurgie de tip conservator, în care încerc să păstrez articulațiile, pentru că de obicei aceste articulații sunt eliminate, tocmai pentru a preveni degradarea ulterioară. Este o chirurgie cu mare grad de succes, dar cu posibilitatea ca acest proces destructiv să continue. Înainte să facă această operație, pacientul, ce trebuie să facă înainte? Ce analize? În primul și în primul rând trebuie să aibă acest tratament corect al poliartritei. Există tratamente foarte moderne care au reușit să țină în frâu aceste distrugeri, ori pacientul trebuie să se afle într-un puseu, să zicem, favorabil, să nu se afle într-un puseu inflamator cu toate analizele de inflamație ridicate, ceea ce ar împiedica intervenția. Deci înainte trebuie să trateze această poliartrită reumatoidă? Sigur, sigur. Tratamentul este unul perpetu pe toată viața. Este un tratament care trebuie făcut absolut obligatoriu, pentru că altfel riscă să ajungă un pacient handicapat cu toate articulațiile distruse, pentru că afectează și umerii, coloana, genunchii. Asta vă spuneți-ne mai multe despre poliartrita reumatoidă. Ați tot pomenit de ea. Poliartrita afectează întregul organism. Nu este numai o boală articulară, este o boală care afectează și plămânul, și inima, și ficatul, rinichiul, dar predominant articulațiile, pentru că acolo se manifestă prin durere cumplite. Coloana vertebrală, șoldul, cotul, umărul, dar predominant mâna, articulațiile mici ale mâinii și ale antepiciorului, este localizarea tipică. Și cum se depistează această boală? În primul rând e vorba despre durere. Pacientele au dureri cumplite, e vorba despre o durere tipică și blocarea articulațiilor care apare dimineața. Sunt niște criterii din punct de vedere clinic. Finalmente, în stadiul de distrugere, când pacientele ajung la mine, este, pot să spun, evident de a diagnostica o astfel de deformație. Picioare foarte deformate. Și după ce au făcut această intervenție chirurgicală în cazul piciorului reumatoid, cum se recuperează? Care este perioada de recuperare? Perioada este aceeași ca în cazul monturilor, pentru că intervenția este aceeași. Între 6 și 12 săptămâni este perioada de vindecare și recuperare. Pacientul intră într-o viață aproape normală. Este o intervenție, putem spune, valorizantă, pentru că urmează alte intervenții, protezarea genunchiului, a șoldului, care sunt un pic mai dificile și pacientul trebuie să fie motivat de o intervenție câștigătoare, cum poate fi aceasta. Mulțumim tare mult pentru toate aceste sfaturi, domnule doctor. Mâine aflăm cât